Mariana Muculescu a făcut dezvăluiri terifiante despre calvarul pe care, spune ea, l-a trăit în Italia. A spus că a fost sechestrată și bătută. Acum însă bărbatul, pe care îl acuză de lucruri cumplite, face primele declarații în exclusivitate la Star Magazine. E și noi discutăm despre scandalul cu bătăi, mafie italiană și lucruri greu de imaginat cu Nicola și Maria Angola. Bine ați venit! Bine, la Star Magazine discutăm acest subiect, dar și alte exclusivități ale momentului. Haideți să vedem însă cum stau lucrurile, ce a spus Mariana Muculescu și ce răspunde bărbatul acuzat. Am fost strânsă de gât și amenințată cu moartea. M-a sufocat, da? A vrut să mă omoare. Niciodată nu am atacat pe nimeni și mai ales pe doamna Muculescu. Într-adevăr, ea s-a folosit de acest lucru pentru a scoate bani de la mine, șantajându-mă, amenințându-mă că dacă nu dau bani, mă reclamă la poliție. Niciodată nu i-am luat sau furat cartea de identitate sau pașaportul. Ba chiar am însoțit-o la consulatul român de la Bologna să-și facă documente noi, pe care le-a pierdut după ce am lăsat-o să locuiască într-una din casele mele. Pierdusem speranța că aș mai putea supraviețui. Nu am rănit-o niciodată. Nu înțeleg de ce se teme de mine. Am fost sub observație 24 de ore din 24 de ore. Treceau motocicliști, mă priveau. Am fost amenințată. La un moment dat a spus ceva și că-mi dispare copilul. De să-i ferească Dumnezeu. Mi-a spus că poate oricând să mă facă să dispar. Pot să vă spun, așa cum spune avocatul meu, că există proceduri în desfășurare împotriva doamnei Muculescu și că există o notificare pentru ea. Ea știe bine și de aceea a părăsit Italia. Este o persoană cu investigații judiciare în curs și care are interdicție în a se apropia de mine. Am ajutat-o pe Nidia pentru operație cu 500 de euro înainte și 300 de euro după. I-am trimis bani și pentru ziua ei. Am avut momente când am vrut să mă arunc de la balcon, de la etajul 8. I-am salvat totuși, cumva, onoarea și cu toate astea și averea. Violență. Și cu toate astea, ca drept de mulțumire, m-a lovit și m-a făcut în toate felurile. Ea a locuit în casa mea până anul trecut. A părăsit casa la sfârșitul lunii mai 2017. Printre altele, fără avertisment, a părăsit casa într-o dimineață în secret. Apoi a trăit o perioadă în Camuniano la prietena sa Camelia. Apoi s-a întors să stea în Monsumano Terme, într-un apartament unde i-am cumpărat haine, alimente și le-am dat de asemenea aproximativ 1000 de euro pe lună și am plătit aproximativ 600 de euro în fiecare lună de chirie pentru casa ei. Dacă asta e agresivitate, spune-mi. Mi-a dat palme, m-a strâns de gât, m-a amenințat cu moartea, a spus nu respect pe nimeni și te omor. Dragii mei, toate acuzațiile extrem de grave pe care vreau să le discutăm în detaliu, m-am uitat în direcția amândurora. Toate acuzațiile extrem de grave i-au fost puse în față acestui italian, la adresa căruia face Mariana Muculescu aceste acuzații și a răspuns punctual la tot ceea ce spune Mariana Muculescu. Cum vedeți voi acuzațiile? Adică vorbim de sechestrare, pentru că Mariana Muculescu acuză faptul că el iar fi luat documentele, ați văzut ce răspunde italianul, faptul că de mai multe ori, de patru ori mai exact, ar fi strâns-o de gât cu intenția de ucide. Ați auzit și voi. Cum vedeți acuzațiile? Până eu cred că Mariana Muculescu trăiește filmul vieții ei regizat de ea și cred că și-ar fi dorit foarte mult să fie actriță. Așa o văd eu. Crezi asta din cauza scandalurilor trecute? Pentru că ea a pomenit și acest lucru. Da, îi place să fie în centrul atenției. Iubit, a luat YouTube-ul și internetul și că a citit despre tot prin ce a trecut ea. Așa. Și? Și că asta l-ar fi influențat într-o oarecare măsură. Repet. Cred că ea și-a regizat propriul film al vieții ei și vrea să fie actriță în rolul principal pentru că probabil i-a lipsit asta, nu știu. Și vrea să fie în centrul atenției, clar. Eu așa văd toate nebunia asta. Și
Mă gândesc la toți oamenii care ar vrea să întindă o mână de ajutor și unii chiar o fac, știi, ca să se trezească după aceea într-o mocirlă, așa, din care da, tu nu crezi mai că lucrurile astea ei fac rău? Adică... Ba da, ba da, dar ea cred că nu-și mai dă seama ce îi face rău și ce nu. Ea este puțin aeriană, așa, într-o altă, pe o altă planetă, nu știu. Și nu, acum eu nu râd de ea. Da, nu, asta vreau să te întreb și eu. Dar de ce crezi tu lucrurile astea? Că în momentul în care un om, cu precădere o femeie, pentru că nu degeaba ni se spune sexul slab, noi merităm sau trebuie să fim protejate că... general și nu supuse eu la nu sunt astfel psiholog, de tratamente, precum că... cele pe care le acuză Mariana Moculescu. Deci, eu nu sunt psiholog, dar cred că femeia asta... A lipsit, femeii ăsteia i-a lipsit atenția. Ori este ceva din copilărie, probabil nu i s-a acordat atâta atenție cât a vrut ea sau a avut nevoie, ori e ulterior, nu știu, ori când a fost de nu știu câte ori căsătorită, de câte ori a fost, habar n-am, exact. În fine... cred că i-a lipsit foarte mult atenție. Știi, un copil când nu are atenție... Deci tu crezi ca să stabili clar, el face că... tot felul de nebunii, spune nebunii, nu știu, și le face ca să îi se acorde acea atenție. Tu crezi că nu e nimic adevărat din ceea ce povestește Mariana Moculescu? Nu știu, probabil că ceva, așa, un pic acolo o fi, dar nu cred toată nebuloasa asta, cum toată nebunia italiană, asta. Cu sechestrare? Nu știu, nu cred chestia asta. Adică eu am văzut și ce s-a întâmplat și derulez filmul înapoi și ascult și vezi ceea ce face și ce a făcut ea. Film pe care, Marian, tu l-ai analizat la un moment dat, că ai fost prezent în emisiuni cu Mariana Moculescu. Da. Atunci când a mai fost implicată în alt fel sau alte incidente. Mici incidente. Da. Se par mici? Totul e mic. Există un singur incident mare, când nu mai există altul după el. Mă rog, fiecare cum vede. Ideea este în felul următor, că dânsa este o femeie foarte puternică, dar mi-a plăcut formidabil de mult fraza își creează filmul dânsei. Nu, eu nu vreau să punem astfel de etichete pentru nu, că eu nu pun eticheta asta, eu spun că... Dânsa își creează, dânsa e foarte puternică. E greu de imaginat pentru orice om să treacă prin așa ceva. Absolut. Oricine, bărbat sau femeie. Absolut, dar adevărul probabil că e undeva la mijloc. Dânsa este foarte puternică, a intrat pe o perioadă vieții execrabilă, de anul trecut. Execrabilă, nici nu poți să-ți dorești ceva mai rău. Lucrurile ți le mai faci cu mâna ta, iartă-mă. Corect, aici e foarte interesant ce ai spus, fără să știm. Ce înseamnă asta? Dânsa avea o stea, se numea steaua căsătoriei nemaipomenite, care putea să te ajute să te propulseze. Deci asta a avut-o. Că n-a știut să o folosească, e cu totul altceva, dar a avut-o o stea, se numește Golden Carriage, care te ia și te poartă în alte sfere decât ești tu și te poate ajuta în viață. Dar oamenii, mai ales cei care au foarte multe elemente de metal ca dânsa, fiind foarte tăioși, uneori pot spune răutăți, chiar intenționat, pot să-și distrugă această viață. Pot să-și distrugă toate stelele astea bune. Deci, atenție mare, există o vorbă veche care spune că a avea un chart foarte bun, o traiectorie în viață, nu înseamnă că o să ai o viață bună. Nu, pentru că poți să o distrugi singur. Iată că liberul arbitru la dânsa a decis să treacă prin toate aceste perioade din viață care nu sunt foarte bune. Referitor la problema aceea cu mafia, eu am părere mai bună despre mafia, dacă ei vreau ceva... Serios? Vreau să punem față în față exact ce spune ea și ce spune fostul iubit. Nu știu dacă ți s-a întâmplat. Deci, nu mai m-a pun și mafia. O postare pe Facebook așa mai nebună, știi? Și te mai întreabă câte unul, băi, ce-ai fumat, mă? De, eu